Managerul spitalului județean Piatra Neamț a demisionat. De fapt, a anunțat că va demisiona. Lucian Micu spune că în acest moment prezența lui în funcție nu mai ajută la nimic. Între timp, ancheta privind stabilirea vinovaților pentru tragedia de sâmbătă continuă. Lucian Micu a fost numit manager al spitalului județean Piatra Neamț la sfârșitul lunii trecute. A fost al optulea director în acest an. Prezența mea în funcția de manager al spitalului nu mai ajută la acest moment cu nimic. A venit momentul să mă retrag și să aștept ca specialiștii să stabilească foarte clar care au fost cauzele care au produs incendiul care a mistuit un salon și a provocat răni adânci asupra multor oameni. Demisia nu este un abandon este un gest pe care îl fac cu respectul pe care cred că îl merită rudele pacienților și cadrele medicale afectate. Demisia mea va fi înaintată la prima oră a zilei de mâine, nu înainte de a mă asigura că nu las lucrurile la întâmplare, ci că va exista o continuitate fără sincope. Scrie Lucian Micu pe Facebook. Anunțul vine la 24 de ore după ce același manager al Spitalului Șudețean spunea că este decis să rămână în funcție. Bună ziua, domnule ja, manager! Ja. V-ați dat demisia? Nu, s-a cerut demisia? Nu, va ieși Consiliul Județean cu o declarație publică. Înainte de a-și anunța demisia, managerul spitalului a trecut și prin fața procurorilor, cărora a trebuit să le dea explicații. Înainte de a fi numit manager al Spitalului Județean Piatra Neamț, Lucian Micu a fost primar al orașului roman însă nu a mai putut candida la alegerile din septembrie pentru că a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate așa că Ionel Arsene i-a găsit un loc călduț în fruntea spitalului